Salutare! Vreau să te invit alături de mine să facem o călătorie printre cele patru stații ale antreprenoriatului. E bine, dacă ești antreprenor, dacă ești la început de drum sau dacă ai o idee de afacere, să știi că următoarele patru episoade sunt de maxim interes pentru tine. Vom porni astăzi cu stația cu aliați. Astăzi îl avem alături de noi și mă bucur din suflet pe Vlad Craioveanu. Trebuie să îți spun că Vlad este partener Impact Hub și o să ne spună mai multe despre importanța de a avea alături de tine în drumul tău antreprenorial un mentor și o persoană cu mai multă experiență. Salut! Salutare, Vlad! Salut, Alex! Și bun venit! Vom vorbi un pic despre ce înseamnă stația cu aliați și mai exact care este importanța unui antreprenor cu experiență în dezvoltarea unuia care este la început de drum sau oamenii care sunt la punctul de a avea doar o idee pe care își doresc să o dezvolte, dar mai au multe de parcurs. Un mentor e, dacă vrei, un partener pe o perioadă determinată de timp. Este omul care se pricepe la antreprenoriat, înțelege foarte bine mecanismele de business și rolul lui este să te ajute cu expertiza și cunoștințele lui și cu sfaturile lui să-ți rezolvi și să-ți atingi niște obiective pe o perioadă clară. Ca asta, de exemplu, face diferența între un mentor și un coach. Și e interesant și important să înțelegem puțin diferența. Un coach de antreprenori este relevant pentru tine ca antreprenor când tu personal vrei să-ți clarifici puțin rolul tău și ce faci în business. Coachul nu te va ajuta să-ți rezolvi business-ul, te va ajuta pe tine să te calibrezi astfel încât business-ul să aibă și el de câștigat la finalul zilei. Și e de aici, de fapt, ajungem la prima întrebare pe care trebuie să-și o pună orice om și orice antreprenor care vrea să apeleze la genul ăsta de stație cu aliați. Care este obiectivul? Întrebarea este ce doresc să rezolv în problema asta. Am o problemă punctuală, nu știu să fac vânzări, mai zicem business-ul meu funcționează bine, dar simt că partea de vânzări e în urmă, atunci probabil că cel mai bine este să-ți găsești un consultant care să vină, să-ți așeze, să înțeleagă care e problema, să-ți propună o soluție și consultantul te și ajută să o implementezi. Ok? Dacă vorbim despre o idee și depus lucrurile în strategie, atunci intervine mentorul care îți aduce expertiză și te ajută să-ți găsești răspunsurile. Suntem în trafic. Da. Vrei, nu vrei, n-ai cum să-l ignori. Un antreprenor la început de drum, un antreprenor care are un startup, cum își alege aliații? Sună un prieten. În cazul ăsta, Startarium este un prieten. Echipa îți recomandă, încearcă să identifice care ar fi cea mai potrivită persoană pentru tine, plecând de la ideea ta sau problema pe care încerci să o rezolvi, la industria în care activezi, la stadiul de dezvoltare. Atunci, întotdeauna există această încercare de a face, ca să folosim roa engleză, un matching cât mai corect între antreprenor și mentor sau expert. Ce e important, în primul și în primul rând, însă, este să-ți fie clar ce ai nevoie, ce încerci să rezolvi și ce așteptări ai de la omul cu care vei lucra. Am o întrebare. Mentiul mai poate face și asocieri cu alte business-uri? Poate să facă asta dacă există, să spunem, oportunități. Un mentor poate să-ți facă oricum doar recomandări sau, mă rog, e bine. Eu, de exemplu, cred foarte mult că
etica asta profesională a unui mentor e foarte importantă, că e, trebuie să înțelegi, inclusiv ca mentor, trebuie să înțelegi care e limita și linia între a fi de ajutor și a deveni o problemă pentru antreprenorul din fața ta. Niciun mentor bun pe care, din toți pe care îi cunosc, nu intră cu niște ambiții sau obiective personale. Ei sunt deschiși să ajute și să asiste antreprenorul pe obiectivele lui. Nu există presetata, o să-i vând nu știu ce, eu am un business de cartoane și știu eu că el o să aibă nevoie de, de împachetare și o să... Nu există așa ceva. Revin un pic la ce ziceam chiar la începutul conversației. Relația asta de mentorat e o relație foarte intimă. Deci dacă nu există chimie la nivel personal, foarte greu să funcționeze relația de mentorat la capacitatea ei maximă. Aceasta a fost oprirea noastră la stația cu aliați. A fost o plăcere și știm foarte bine că intrăm pe startarium.ro pentru mai multe informații. Vlad, te salut. Zi bună. Și mult succes. Spor la treabă. Acum că am aflat atât de multe informații utile de la Vlad Craioveanu, ce ne rămâne? E bine să ne înscriem pe platforma startarium.ro. Este platforma ce susține dezvoltarea antreprenorială. Acolo o să găsim mult, mult conținut care ne ajută în călătoria noastră antreprenorială, fie că este la început de drum și reprezinți un startup, fie că ești în zona unei idei pe care urmează să o dezvolți. Eu sunt Alex Grecu, mulțumesc frumos pentru că ai fost alături de mine. Până data viitoare, până la următorul episod, rămâi cu bine, rămâi cu poftă de antreprenoriat!